Marco Neasă, în comunitate de prevedere dispoziție 95-17-2022. E așa început cum v-ați obișnuit, dacă sunt ceva amendamente la procesul verbal pe care l-ați avut urmat pe ședința anterioară din 15 iulie, ca să le consemnăm. Dacă nu sunt amendamente, supunem la vot procesul verbal și ședința anterioară și este pentru. Mulțumim. Sau cuvântul pe centrul de ședință pentru a prezenta opinia de zi. Bună ziua. Proiectul numărul 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea drepturilor bănești ca perete personalului didactic, care solicită cheltuieli de deplasare. Inițiator primar Iulian Budac. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare asupra activității serviciului voluntar pentru situații de urgență al Comunei Neasă pentru semestrul 1 anul 2022. Inițiator primar Iulian Budac. Proiectul numărul 3. Proiect de hotărâre privind analiza stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol al Comunei Astrău pentru semestrul 1-2022. Primar, Iulian Budac. Proiect de hotărâre pentru rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2022. Primar, Iulian Budac. Numărul 5. Proiect de hotărâre pentru aprobarea raportului privind activitatea desfășurată de asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav pentru semestrul 1 al anului 2022. Primar Emilian Budac. Două modificări pe ordinea de zi. Numărul 1. Proiect de hotărâre pentru actualizarea indicatorilor tehnico-economici și ai devizului general după încheierea contractului de achiziție pentru obiectivul de investiție, reabilitare și consolidare pod din beton peste pârâul Asău, sat Apa Asău, punct Soci, comuna Asău. Inițiator primar Emilian Budacă. Și punctul 2. Proiect de hotărâre pentru modificarea organigramei și statelor de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului Comunei Asău și ale serviciilor publice de interes local din subordinea Consiliului Local al Comunei Asău. Inițiator primar Emilian Budacă. Iar punctul 6. Probleme diverse. Supuneți la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Începem cu proiectul 1. Ar fi bine să începem cu proiectul numărul 4. Doamna, aici să nu stea dumneavoastră. Da? Ok. Proiectul numărul 4. Proiect de hotărâre pentru rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2022. Inițiator primar Emilian Budac. Discuții. Doream o clarificare atât, dacă poate un element. Înțeleg că rectificarea se referă la sumă de 60.000 de lei. Provine de la alte taxe pe utilizarea bunurilor, utilizarea utilizării bunurilor sau prin desfășurarea de activități. Ia să chiar azi de ce ar Încasările sunt mai mari decât a fost prevăzut de la începutul anului. De am putut să măresc. Da. Și la cheltuieli, sunt două capitole separate, văd, adică trei capitole, practic, dar două care mă interesează mai mult, respectiv 5102, autorități publice și acțiuni externe, se mărează cu suma de 7.000. Articolul 21.5, carburant și lucru de fianță. Da, deci vorba de creșterea mare. La ce? Mai apare și la articolul 21, capitolul 84.02. În capitolul 51 avem o singură mașină, mașina instituției, acel organ mare 16 pas, iar pe capitolul 84 sunt toate utilajele. Toate cele utilaje. Este o diferență foarte mare de preț. Aproape s-a dublat prețul capitolului. Și știți, v-am mai rugat eu. Într-adevăr, nu ne putem da seama niciodată din copiile astea care le avem de la dosar cât a fost bugetul inițial. Da, uitați-vă pe margine că sunt trecute influențele. Eu am înțeles, dar bine ar fi fost un color și imediat ne dădeam seama de lucrurile. Așa deja să l-am. Da, eu le fac color, doamnele când dar în caz să mai iese negar asta. Păi nu mai iese decât dacă îți face doar un negru. Da.
Dacă spateți doar negru, atunci nu o să mai simte greaba asta. Să ne rog pe colegele mele când spate și color, tot din prima și color nu iese. Îți dea așa varianta. E bine și am eu. Nu mi-am dat seama niciodată de ce sunt cifrele astea de aici. Alea sunt influențele. Păi, hai, când mi-am dat seama aici cu identificarea. Păi tu dumneavoastră mi-ați spus și la sugestia noastră. Da, pe tocmai de asta am zis. Au crescut consumurile, dar... Nu, a crescut. Nu, e clar, știe toată lumea asta. Ei, și dacă mi-am zis, când am făcut bugetul... Când am făcut bugetul, zic eu. Când am făcut bugetul, era 50.000. Și acum s-a dublat. La începutul anului... Bugetul anului, la începutul anului, așa o bugetul anului. Am făcut două microbuze, tractor, două mașini de primărie. Exact. Vidanșa care a apărut anul ăsta. Buldo, basculă. Buldo, basculă, autobasculantă. Și noi când am făcut bugetul, am făcut pentru banii cu... Și ești mai mă mai așa explicații, mă duc în alții unii de explicații. Știm și noi asta, pentru crescut lunar, noi aproape zilnic, da. Da, aici am niște rămâneri. Bine, o să vorbesc colegele mele și anexele de la buget, o să facem copii acolo de acum. Macar de o comisie. Anexe, da, sigur. Adă? Da. Hai, bună. Punem la vot cine este pentru. Împotrivă. Continuăm. Proiect de hotărâre privind aprobarea drepturilor bănești aferente personalului didactic care solicită cheltuielile deplasate. Inițiator primar Emilia Mugat. Discuții, dacă sunt. Comisiile aveți defavorabile. Supunem la vot cine este pentru. Împotrivă. Proiectul numărul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare asupra activității serviciului voluntar pentru situații de urgență a Comunei Hasău pentru semestrul 1 al 2022. Primar Emilia Mugat. Comisiile aveți favorabile. Discuții? Da, domnul Oliga. Da. Chestem aici în proiectul noastră și am văzut că ar fi la neajunsuri instalarea de pentru incendii, instalarea pentru incendii pentru hidranți, așa, și poate reuși să luați măsuri pe viitor, mai ales cu extinderea rețelei de apă. Acolo să punem mai mulți hidranți. Trebuie să ajungi săptămâna asta, cred că s-a gândit și imediat cum ajunge în tot simultă. Așa, pentru că chiar am fi nevoie de mai mulți hidranți. Ați văzut și ați văzut că la conducta nouă de apă care trebuia să o fie apasă, am făcut loc la casă. Hidranți din 500-500 metri. În ce stadiu? A fost și nou supus, nu e vina mea, da, dar încercăm acum să... În ce stadiu ar fi construcția de rețeaua de... Trebuie să montez pompa aia de presiune și sper... Pompa trebuie, da? Și pe aia ar fi funcțională. Și ne raportau oamenii, dar... Sunt izolate toate construcții, făcut probe de tot de... S-a făcut și proba de presiune? Absolut. Asta e primul. Ție se presiune, n-ar fi probleme. Da. Da, așteptăm pompa. Da. Și astăzi am avut discuții cu Regin Marketul și cu Regin din șantier. De fapt, aș trebui la dubie ce așteptați. Da, da, așteptăm. Atât. Altcineva? Supune la vot. Cine este pentru? Împotrivă. Proiectul numărul 3. Proiect de hotărâre privind analiza stadiului de înscriere a datelor în Registrul Agricol al Comunei Hasău pentru semestrul 1-2022. Inițiator primar, Emilia Mugat. Discuții? Avize favorabile, consiliere. Discuții. Domnul Puiu. Dacă vă amintiți, am atras atenția și am trecut când am făcut analiza cu semestrul 2 la acest compartiment de Registrul Agricol și atrăgeam atunci atenția pentru un extraordinar de mare. Din păcate, diverse medicale care s-au făcut vizionament pe care încă nu le fost registrabil, au fost sortite în șeturi. Chiar nu înțeleg de ce am scos atâtea posturi până acum la concurs și n-am reușit să încadrăm niciunul. Chiar așa s-a pregătit din candidații ăștia. Aș vrea să particip și eu la un asemenea concurs, să vin și eu
Bine, dar ce a fost ca să deci au fost fericit că s-a scris unul. Da, clar. Dar registrul agricol, la asta, la urbanism, nu e de nou. Știu. Dă-ți seama, e 4 ore, 5 ore. Îți salarii mici și nu vine cine să-ți vină prin 3.000 de lei. Și nu ai început de la salarii mici, nu vrei să încep de la salarii extraordinar de mari. Dar poți să forțezi eu cineva dacă nu vrei? Decizia 1. Și acum de asta modificăm organigrama, sperăm ca să vină cineva prin transfer. Un băiat care vrea să scurteze distanța, dintr-o parte, din alta și, în fin, sperăm să vină la urmării. Acum, oricum, nu mai pot să scoate la concurs, sunt blocat de postul lui. Așa, doar la urmării, că ăla e postul unic și să mai poate scoate la concurs. Dar la celălalt, de la registrul agricol, la... ce mai aveam noi? La poliția locală, la... Asta sunt blocat din postul lui, nu mai putem scoate la concurs. Mă accesăm la poliția locală, da. Zici 20. Da, ați văzut. Da. Dar nici unul, nu s-a scris nimeni.
proiect de hotărâre pentru modificarea organigramei și statelor de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului Comunei Său și ale serviciilor publice de interes local în subordinea Consiliului Local al Comunei Său. Inițiator primar Emilian Budaca. Discuții. Comisia desfavorabil. Nu sunt discuții. Supune la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține. Punctul 6. Probleme diverse. Da, am avut alea luni. Am început recepția la care dacă am început recepția la calendare. A venit la fața locului constructorul, dirigintele șantier, proiectantul, comisia reprezentanții noștri, reteistul, cu toate documentele, cu procesele verbale de recepții completate, doar o să le semnăm. Cu zâmbetul pe față, toată lumea. Da. Și am început discuții. Ei erau 200% sigur că vor semna recepția la canalizare. Domnilor, dar zic, uitați cum aveți aia, cum e? Păi da, noi v-am spus, v-am dat termen, v-am dus la cunoștință, v-am pus la dispoziție filmarea, două bibliografe și documente. Uitați problemele care, nu, că nu are cum. Dom'le, dar diagramele astea de la filmare, ce sunt astea, cum? Nu, că nu spun. Bine, între timp noi am chemat și echipa care a făcut filmarea, cu bidanja și cu aparatura toate, erau aici pe aici. Merge pe teren, că vorbile aici, pentru că noi nu ajungem la niciun consens. Păi, da, haideți. Ne-am dus, am probat cred că vreo 6-7 tronsoane, am bagat camera de filmat. Absolut. Problemele care le-am spus și care s-au văzut și la filmare și care... Și nu am acceptat recepția, s-o amânat, s-o consemnat tot în procesul verbal de recepție, problemele care sunt. Chiar aveam o teamă acum, să vă cât au de loc, să nu face societatea în insolvență, știi? Da. Nu le dați idei. Da. Nu, cred că și pe idei, o societate mare și... Da, și chipurile astăzi au venit cu altă abordare, total schimbați, da, trebuie să remediem, totul ce mai e, hai să ne punem de acord. Și până acum, nu știu dacă mi-ați găsit aici când am venit, a fost dirijit de șantier cu reprezentantul constructorului și cu Teatrul cu Filipul Dânceanu și o vizionat iar filmulețele, nu știu până la ce zonă a ajuns, oricum termină astăzi. O luat... Valea Muntelui. Așa, o luat Valea Muntelui întâi. Și după aia, în 10 ani. Le-am dat termen 2 luni de zile. Și după aia, sperăm să încadreze. Dacă nu, o să vedem cum astea majorele de șerbiere, nu știu ce o să urmeze, dar... Da, totul i-am văzut deschis. Ei tot au crezut de continuare când merge așa și când merge așa. O să fie iar disconfort, iar o să fie... Dar nu puteam să... Dăm drumul odată la asta. Păi, cine n-ar fi sigur? Dar nu puteam să fie disconfort. Eu nu am... Mai suportă? Nu am să se asume chestia asta. Nu poți așa ceva, la problemele care sunt. Cele mai mari probleme sunt burțile alea. Acolo, da. Burți și el avea apă. Când am băgat iar camera, acum la ploaie, nu mai intrat apă. Exact. Arăta filmarea și diagrama. Acolo era... Intră camera de tot. Da, până acum. Și acolo se depun sedimente, se depun nisipul, noroi, scoamatea. Sperăm că remediază problemele, că vine sezonul rece și după aceea o să aibă motive că, domnule, vine sezonul rece, nu mai vrea și iar ne duce așa până... Sperăm să remediază. Dacă s-a început procedura de recepție și le-am dat termen... Termen 2 luni, sperăm să iei pe bine în cap. Da. Să facă treabă bună editată. Plus că noi, ca să înaintăm cu proiectul de modernizare de drumul și uliță de ăștia, la de 4,3 km, care ne-au ajutat la unii doamne și suntem ministri și așa, ne trebuie proces verbal de recepție. La canalizare. Și asta e problemă mare. Dar oricum,
puteam să acceptăm așa ceva, să nu vă cu primirii, cu neconfortul. Trebuia să era termenul numai 30 de zile. Nu reușeau. Trebuie să fim și rezonabili. Rezonabili n-a fost destul. N-a fost destul, da? N-a fost destul de rezonabil. Dar le-am spus, domnule, dar 4 ani nu sunt 4 ani. Nu, domnule, 2019, 2020, 2021, 2022. Da, e... 3 ani și 11 luni. Nu 4 ani. Da. Din confort și din jurători care l-am luat de la cetățeni și din... Da. Dar nici așa puteam să fie. Asta e. Da, nu știu. Eu sper că înțelegeți și nu-i vina mea. V-am spus, haideți aici, uitați. M-am întâlnit duminică cu domnul Cuiu. V-am invitat și plânsul. Haideți, domnule, poate încredere o să fie domnul Gheorghe, dacă vrea să stau la discuție și... Da. Cu canalizare. Am vorbit cu ei și sperăm, într-o lună de zile, să putem raporta și cetățenii de la Ciobănuș. Facem un proces verbal de predare prin ei, ca să nu mai stăm după... Dar acolo e terminat conducta aia. Avem apă pe ea, avem presiuni, totul e ok, numai nu ne-a predat-o. Și se va da, în kilometru 700, să facem o învățenie. Dacă a început procedura de recepție al lucrării, mi s-a spus că legal ar exista posibilitatea ca acum să facem un proces verbal de predare primirii doar la extinderea ideală, pentru că acolo nu sunt probleme și s-a făcut totul. Dar la Ciobănuș acolo ați verificat conducta, ați dat drumul la apă pe dincolo? Că aici la pod, la podul de fier, a fost mult timp conducta liberă. Și chiar am surse sigure, că o baga cutie acolo și bolovan și nisipul... Dar s-a probat, cum adică? De asta, dar nu. S-a probat, montat pe acolo, dar... Chiar nu așa, dar o probat-o, nu știu, n-a știu că a dat de asta. Nu, dar eu spălat-o, în fiind de-a dat la mână. Foarte bine, băga să pe ea numai... Nu, e, n-are cum. Nu, conducta-i funcționat, dar trebuie să te rog, vrei să-ți facă. Predarea și după aceea se raportă în cetățenii. Avem măsuri de acolo tot timpul. Oamenii, hai domne, ce faia, că n-avem acuma. E o zonă foarte problematică. Sunt oameni care s-au făcut instalația până la proprietă, să mă asulege. Da. Cu ceilalți băieții care vorbim la Bacău, să vină să facem un studiu hidrogeologic pentru sursa de apă de la Tibea Basău. Vrem să facem un forar acolo, că nu nimeni, dar apoi asta de apă de suprafață. Și să forăm. Și domnul Anche a spus că nu avem apă în zonă, păi să iau o rapă aici. O găsit astfel, fără probleme. Și am vorbit cu colegii de la Comunitate, îmi permite așa să facem un studiu din ăsta, dar să vină efectiv să foreze. Și unde ar fi? Unde ar fi să identificați? Undeva la Tascalașul sus. E la Tascalașul, pe acolo, pe sus, pe undeva, pe dâmpul ăla. Da, la brigadă, în zonă. Noi, la tine, luăm, la cine luăm, teren, când suntem atras de teren, și de acolo pleacă apa și... Stai și cădere de acolo și poți să vezi. Nu mai depinde de nimeni. Ei, cam așa trebuie nimeni. Vezi cum plouă un pic, depinde de cum mănești, nu crește apa. Uite, așa puteam fi capul locului și legam și creștea. Nu se poate așa ceva. Și studiul ăsta nu putem să-l facem. Neapărat așa. Nu avem cum, că banii mai de acolo îți duce și până la Ciobănuș. Păi am putea să forăm acolo, să vedem dacă... Cumpărăm de petrol sau... Îți cumpărăm o cătină de petrol. Mai la deal, mai la bale, am înțeles că acolo aș vrea să fie până de petrolie. Îți facem acolo 3-4 foraje, un depozit, un bazin de 200-300 de metri cub, cum era Ciobănuș, și pe de acolo la bale să vină prin... Era problema cu garanția asfaltului, dar se termină acum, nu? Nu, problema... Garanția, da, la asfaltul ăla de la șanta, la deal. Da, acolo era problema spre asta. Acum cred că se termină asta sau... Asta s-a terminat acum, nu știu care e numele, de la șanta cu nașcoală la parte. Foarte bine. Ăla încă mai e. Identificația acolo e foarte bine. Dar până mai cu documentația, până vedeți, durează... Acolo ar fi perfect pentru că ai căderii. Sunt la asta și... Da, n-am voie. Trebuie mie neapărat să stabilim acolo cu oameni, să vedem unde putem... Cine de teren. Deocamdată, băieții au vrut să vină luni, aia cu forajul. Luni n-am putut noi, că toți am fost la lucrăritare. Ieri și înainte de la astăzi nu au mai venit, au fost ei ocupați. Acum să vedem când, cred că săptămâna viitoare e băieții. Dar vin, dar totuși te duci să vorbi, ca să știm unde băgăm. Păi nu, facem pe ulița la Tascalașul, acolo în fața porții la pietrea lui Dovară. Da, da. Trebuie să facem pe domeniul public, n-am zis că facem nicio vădime. N-ai cum să facem pe mine
ăla care se supără ia toporul și stai țara sau se place. Da, chestiunea de nu e... Dacă găsim apă, așa, o să... Dar sunt specialiști. Să cumpărăm o grădină și atunci e a noastră și... Sunt specialiști înainte de forare, s-ar putea să forezi la 2 metri și nu găsești. Și partea aia altă găsești, sunt care fac măsurători și te indică clar. Păi băieții ăștia cu asta s-o ocupă. Dar vor vedea studiul din teren și vor da seama unde se forezi. Eu am fost săptămâna trecută cu ăsta, cum îi spun, Motan, cu Corpo, din Simion, Corpo, nu? Da. Cu Simion, cu Corpo și cu băiatul Oajoca. Am fost prin 3-4 locuri acolo, dar nu, sunt niște zbari. Nu, ai cu țară teorii, sunt normale. Cine ești bără, sunt niște zbari, acolo ca degetul. Ne-am dus sus pe acolo, ne-am urcat pe la... la Valea din Fodra, ce-o capă, într-un ușor ăla pe acolo. Ne-am dus cu locul ăsta, pe acolo, e ideal. Nu, 3 mii de metri apă mare. Cu partea cealaltă, pe acolo. Ăsta de la ce bănuși cu tare, 100 de metri cu, nu? 120 de metri. Noi consumăm în jur de 600 de metri, ce pe zi? Pe zi. Deci îți dai seama, trebuie... Trebuie mai altați fără, vreau să știe, vă nu-i scoate, așa cum ea. Trebuie să ai 1000 metri cu. Aia ar trebui să-ți fărlacul de asemenea. Trebuie să ajungi cu la feia de cum ai zis, doar nu captezi zboare. Nu, gândeam o drenare, cum... Ai sigur zborul, acolo, pe asta nu. Forajul nu știi, e apă sau nu e. Dar e zborul, e sigur, dar foarte mic zborul, ce să faci cu alea, nu? Deci rămâne tot forajul. Sau că ar trebui să ai mai multe zboare. Da. Altă problemă. Duminică, eram la biserica Rumpă, am fost sunat pe la ora 1, de doamna Petronela Câmpanu, că i-a venit ursul și era foarte supărată și poate că primăria nu face nimic, că nu... Găteți ursul. Este un protocol care trebuie respectat. Noi am fost la Bacău, la întâlnirii cu prefectul, cu toți primarii din comune. În primul rând, eu nu vin cu ursul, nu am fost ursul, dar mi-au ursul. Au venit, cred că ori un câini din ăsta boinar, ori două vulpi, și au omorât vreo 20 ceva de găini, vreo 5-6 iepuri. Toți acolo erau întinși prin curte. Și mi-a zis, zic, la 10 ziua, când am văzut că e panicat, au sunat atunci, la 1-2. Doamne, dar ce s-a întâmplat? Păi venit un sol noapte. Păi, dar trebuia să sunească noapte, nu să sune acum. Ce să mai facem noi la ora? Să lasă urme, nu... Da, la ora 10 și jumătate în ziua, ce să mai căutăm acolo? Primăria, să vă duci la primărie, să depuneți o hârtie, ne-a spus, nu vreți să mă rădăm, dar ce să-și fac eu? De cine a sunat atunci, dacă a venit ursul? Păi, dar dacă dumneavoastră n-ați auzit de aici, care dormează în casă, eu de la... La sfârșit. Ia, cum atunci, nu mă... Și a venit luni, prima condiție, nu știți care, de ai animale înregistrate. Dacă noi nu are avem domnul, prima condiție, să avem animale înregistrate, dacă avem evenimente din astea. Dacă tu nu ai corpul înregistrat, oaia, găina, efectiv, degeaba sunt, doar dacă doamne ferește, atacul un om. A doua condiție e să suni la 112. 112 menționează, stai, spune. Există două specii diferite atunci când animalele sălbatice atacă. Prima speță, când te întâlnești cu ursul, îl vezi la depărtare, fie ești la fermă, fie ești pe deal, fie ești cu oile, fie ești acasă în gospodărie, deci îl vezi efectiv, este acolo, în momentul acela trebuie să suni la 112. De la 112 se redirecționează apelul către jandarmerii, iar cei de la jandarmerii iau legătura cu grupul de acțiuni locală, adică primar, medic veterinar, reprezentant al Asociației de Vânătoare și un reprezentant de la jandarmerie. Aceste patru persoane vin la locul incidentului, constată, dacă mai au ce constata, dacă în timp ursul nu a plecat. Asta e una din speții. Îl legăm? Da, spui să cealaltă speță este atunci când animalul sălbatic îți provoacă pagube, iar tu constați ulterior, că n-ai fost de față. Ei, în această situație, tu ca cetățean vii și te adresezi primăriei. Vii la primărie, faci o hârtie, spui că ursul, lupul sau orice animal sălbatic ți-a produs pagube, declar ce pagube, iar primăria sună mai departe la instituțiile care desemnează reprezentații pentru a veni în teren să constate pagubile. Că într-adevăr așa s-a produs evenimentul cum declar. Dar ca eu să pot solicita prezența acestor reprezentanți, trebuie să dovedești că ai avut animalele înscrise, protaliate, în evidența Registrului Agricol.
Dacă ele nu sunt înregistrate, eu nu pot să fac solicitarea către garda forestieră, că nu vine nimeni. Dacă nu ai animalul scris, înregistrat. Deci asta să fie clar. Noi facem degeaba, văd că dacă nu ai animalul scris, ăla ce scos are? Ca și cum ar fi animalul ăla. Chiar că tu l-ai fizic mort acolo, în cap sau... Dar dacă nu l-ai avut înregistrat, nu primești nicio despăgubire din ei. Deci asta să știu. S-au consumat materiale, au costat atât. Să vină cu informare. Lucrări în regie proprie sau lucrări cu contractant? Regie proprie. Și până la urmă. Lucrări acum la asta. Nu, dar... Da. Dar de ce nu vine să solicitați? De ce nu vine să solicitați mea? În timpul ședințelor să ne prezentați. Înainte sau la diverse, s-au făcut lucrările astea nu la trecut. O analiză ce... Da, e foarte normal. De ce? Pentru că e ca și informare, ca și... Decât să auziți în alte surse, oficial, astea sunt. Am reușit și am de zona Panta aia la... Am văzut în cel mai mult, da. Au costat 60.000, 64.000, fără TVA. Foarte bine ați făcut acolo. Știți că am zis ca să faceți și acolo, și la zona ulițele, la Negru. Toate piențele unii... Am dus balastul cel puțin de 6 ani, când se zicea primării. Cred că îi betonam nu știu câte ori. Cât am mare balastul am dus pe toate, pe toate ulițele astea, la fiecare ploaie s-o spalat o plină mare. Da. Pe Nucului, pe piciorul Mesteacului, Piciungi. Piciungi, avem vreo 300 de toale de balastul dus în, în luna asta, în luna aurul. Dus. Da. L-am dus, da. Se aeroport, telefonul ia, doamne, ia să facă șanțe, ia să facă e pantă legală, e mai multă măsură. Da, am făcut măsură, tu ai recomandă. Problema care sunt, asta s-a început să certe aia, că acolo va domina bionul, va cu ce știu care îi dau informațiile, la NEM. La NEM trebuie acolo de fără făcut. Pentru ce? Cine? Costel, nu vreau să el să... Drumul de acces către NEM, către Vrejbe, pe drumul. Și nu vreau nici ceva să treabă apa. Nu știu ce să... Acolo e o speță foarte centrală. Deja nu știu ce să fac, dar eu învață ăsta, știi? Oamenii au făcut gardul, acolo e făcut de 20 de ani gardul. Așa. Ăștia l-au și-o făcut... Ani, e să aibă acces. Hai să primim venit ca să înțeleagă. Ăștia l-au și-o făcut clase acolo. Nu știu dacă are documentația în regulă. Așa. Și după aia au pretenții să îi facă card de acces. Dom'le, dar în primul rând. Tu nu ai venit să-ți faci documentația la casă. Când e, așa, dar aminte să întreg, dom'le, unii fac o casă. Am acces, pot să ajung cu un camion, pot să ajung cu aia, pot să ajung cu aia. Da, nici chestia asta nu. De asta e problema noastră la urbanism. Trebuie să fim obiectivi, că așa fie să ne întâlnim noi, își face o casă. Mă rog, poți să ne legăm, dar pune legalitate. Da, dar acum nici îți fac, să mă duc omul ăla să-i dau un cap să-i dau un cap să-i dau un cap. Așa îi dau ei în capul unui la altul, mai găsi că de-aia și șarapăie cu drujba. Păi știu, dar... Că te-a dus acolo. Vino mă, cum eu și tu... Unde este dumneavoastră? Unu te-a șarapăie. Unu te-a avea grădina aceea cu coastă. Nu. În spatele caselor. Deci au preferit îndreptate și oamenii aia că nu au acces la locuință. Omul ăsta zice, domnule, eu am gardul aici dintotdeauna. Dintotdeauna am gardul, nu te-am aftea, am cadastru, de la... Ce să-i facă? Dacă omul nu vrea, nu vrea. Nu știi cum e zona noastră, toți ești cu gardul, nu mă, ești cu vezi. Avem la drumul național și la drumul comunal, probleme, deci acum au făcut până mai așa. Păi nu, că dacă le faci măsurători, le iasă în plus, toți și-l mult. Asta nu putem fi numai scoase, așa să pun la... Eu nu știu, se poate face măsurători, în ce bază? Da, de aceea. În ce bază faci măsurători? Asta e, da. Și nu mai sunt, mai sunt și la 5, de exemplu. Da, dar sunt care nu au. La e jurios afectat. Ulița aceea sunt tot strântate. Sunt tot strântate. Ce se face? Se pare la oastră pe interes. Dincolo pe ulița la ultimul eu, ulița la Altiară, sunt două gospodărie cu 300 de aici. La zonă să ne-a rupat, au ieșit tot cu gardul, parcă nu mai era de pământ. Au ieșit și... Că da, au făcut gardul de lângă. Dar fiecare an. Când faci gardă, dacă nu ai zăpat, nu ai zăpat, nu am văzut că s-o afcat din gardul și zic, băi, dar nu ieși. Ei, dar dacă nu
un pic, dacă nu ești... Dacă ați avut probleme cu garul și aici, la gura cinefil, nu? Cu... Cum? N-ați avut probleme cu garul, vă rog, așa... Da, nu știu că l-am avut. Știu că am văzut. Dar cum s-a întâmplat? Cum s-a întâmplat? Intra în casă și vreau, dormea în pod. Da, nu ferește, da. Așa am fost întotdeauna. Da, acum, acum am vrea să știu eu dacă e mai mare sau facem celălalt izoliu unde sunt drumurile astea, dependențele astea, pe râul Mestea, pe piciorul Mesteacului, pe Bucului, la Ciungi, pe Ciungi. Acolo astea sunt reale probleme și nici oamenii pot urca, se spală și da, betonăm și pe alaltii, dacă să reușim să fie nici parte din mai avem. Iar la o joacă, mă adresez cetățenilor din comune, la strajă. Noi este nu l-am terminat, mergi încet că e regii proprii. Dar totuși copiii s-au dus acolo. Am rugămintea să însoțească copiii. Am fotografii trimise tot din mamii de acolo, nici nu l-am terminat bine din montat, s-au urcat pe vârful căsuții, pe vârful toboganului. 4 metri înălțime. Am cuiat-o, dar au intrat pe șansul ăla. Da. O fost discuții, păi da, cum pune la tot? S-a urcat pe acoperit la 4 metri. Dacă Doamne ferește, cade eu în drasa de acolo... Puneți un anunț acolo, că nu au voie decât însoțiți. Să vină că... Responsabilitatea... Responsabilitatea... Puneți anunț acolo. Am pus afiș, am pus afiș acolo și am cheră lucru, accesul interzis, dar îți dai seama, nu putem să stăm acolo, pot să-i păzesc acolo tot timpul. Vreau ca și părinții să fie responsabili, băi, dar ai grijă dacă copilul ăla tău să te duci sau cum, măcar îi ducă-l să nu fac fiind dușii din astea. Nu am văzut că... Și l-aș fac la stradă, acolo, am văzut că noi putem de plasă. Când mi-a trimis fotografii, copilul la înălțime din 4 metri pe acoperișul ăla. Ce caută aia acolo, Doamne ferește, de cade de acolo și... Da. Noi odată ce am pus afișii pe șantieră în lucru, și sunt de pe biciclete, pe aleile alea, și nu s-a făcut degradare, suntem în lucru cu ele, dar ca din canal atunci... Nu am găsit tablul de aici, acum am făcut comanda de EMA, avea doar două tabluri, le-am luat alea și încercăm să facem, să facem șanțul ăla, să-l... Să-l acoperim, da. E un pericol acolo, îți duci ca din șanțul ăla, iar e problemă, că așa au fost terenul, nu puteai să faci numai pe, pe o parte din aia care era foarte strâmb și l-am betonat, e și frumos, eu cred că... Încuiați poarta și răspunde cine s-a legat. Trebuie să mai... Dacă e poarta... Vreau intre de șanță, nu? Intre, să fii sănătate. Da, văd că acum ați văzut așa, ce le mai trebuie? Vrem să ne punem și iluminații. E acolo. Partea aia va să punem niște zburi, o să ies frumos, dar... Vreau să aveți încuiat, nu răspunde. Dacă e încuiat... Da. Da, sunt frumos să bază în dezi, să fii gata, da? Da, dacă ai miliarde... Dai din deget și plătești, dar unii că am văzut foarte. Alte probleme?